Este cel puțin dificil să ții pasul cu taxele universitare. Dacă aș vrea să mă angajez, ar fi 9 din 10 locuri de muncă care sunt pe tura de noapte. În timpul zilei, până pe la prânz am cursuri. Iar după aceea, până la ora 18, trebuie să-mi fac temele și proiectele pe care le am pentru școală. În timp ce un număr nesfârșit de anunțuri pentru locuri de muncă cu salariu minim, am dat peste unul pentru supermarketul, aflat la doar 5 minute de campusul meu. Am trimis o cerere prin intermediul adreseilor de e-mail. În mod surprinzător, au acceptat-o aproape instantaneu. M-am luat prin surprindere când mi-au trimis un e-mail înapoi în care îmi spuneau că sunt așteptat să mă prezint în seara aceea, la ora 22. Era încă ora 19, așa că am pregătit cina și am așteptat până pe la 21 ca să încep să mă pregătesc pentru ce părea să fie noul meu job. Când am ajuns, paznicul de pe tura de zi era pe picior de plecare. Dar înainte să fac asta, mi-a arătat puțin în împrejurimile și chiar înainte de a pleca, mi-a spus că există un set de reguli pe care trebuie să le urmez într-o carte de la birou. Pe lângă mine era doar casierul de noapte, cu care am schimbat doar câteva cuvinte. M-am dus la masa mea și într-unul dintre sertare am găsit manualul respectiv. Iată ce scria în el. Bună, bufniță de noapte! Îți urăm bun venit în această poziție de paznic de noapte, cu un set de reguli de urmat pentru a ți asigura siguranța ta și a clienților noștri. După aproximativ 20 de minute, fotură prin magazin. Dacă observi ceva ieșit din comun, întoarce te imediat la biroul tău și ascunde-te sub el. Ar trebui să plece după aproximativ 3 sau 4 minute o la fiecare jumătate de oră, mergeți în spatele magazinului și numărați câte cutii sunt. Dacă sunt mai multe cutii, alege pe oricare o dorești și aruncă un tomberonul din spatele clădirii. Dacă sunt mai puține cutii, este prea târziu. Este zi magazin și încuiați ușile. Întorceați-vă, abia după o oră. Vorbește cu casierul din când în când. Ia aminte aspectul lui iar în cazul în care are o trăsătură distinctivă ciudată, luați pistolul din sertar și împușcați l Dacă nu are față, strigați în mod repetat la ea să iasă afară, în cele din urmă va pleca. Nu-l împușcați în acest caz, îl veți furia doar. La un moment dat, la ora 3 dimineața, cineva va intra aici cerând să vorbească cu Jimmy. Continuați să-i spuneți că nu lucrează aici și că ar trebui să plece. Nu deschideți niciodată manual ușile pentru cineva de afară. Ușile sunt automate, nu le poate declanșa. Dacă cineva se îndreaptă spre caserie, chiar dacă nu ai intrat niciodată, împușcă-l. Aveți doar o singură șansă, așa că nu ratați. Atâta timp cât respectați aceste reguli. ar trebui să fiți în regulă. Mult noroc! Am închis cartea și m-am gândit la ceea ce tocmai citisem. Cu siguranță era doar o încercare de a conducerii. De a mă ține alert, sau poate era doar o glumă proastă, menită să distindă un pic atmosfera pentru angajații noi. Totuși, trecuseră 21 de minute de la începerea turii mele. M-am gândit să fac turul magazinului, așa cum zicea în acel manual. În timp ce mă aflam la ultimele două insule, am observat că la baza uneia dintre ele se afla o pungă cu un aspect asemănător al unei pungi de chipsuri. Numai că nu avea niciun fel de etichetă. Am luat-o și am observat că era mult mai grea decât ar fi trebuit să fie. Am rupt-o și am deschis-o. Și un ochi s-a uitat fix la mine. Era o pungă plină de ochi. Am scăpat-o și am fugit la biroul meu și m-am ascuns sub el. Am așteptat acolo până când alarmele din capul meu au încetat să mai sune, cam 5 minute mai târziu. Am ieșit și m-am întors la raftul unde era punga, dar nu mai era acolo. În timp ce procesam ceea ce tocmai se întâmplase, mi-am dat seama că trecuse deja o jumătate de oră de când începusem lucrul. M-am întors repede în spate unde ținea marfa. Trebuiau să fie 33 de cutii, și chiar în momentul în care ușa s-a deschis cățând, o cutie care nu fusese acolo înainte era așezată în mijlocul camerei. Nici măcar nu m-am uitat bine la ea, că era deja la gunoiul de afară. M-am întors la birou, realizând că nu era de glumă cu ce se întâmpla la acest magazin. Lucrurile au fost liniștite pentru o vreme, dar mi-am amintit de-a treia regulă, așa că am luat pistolul și m-am dus să schimb câteva cuvinte cu casiera. Nu a fost nevoie să mă apropii prea mult, că am observat-o. Casierița avea un singur ochi în mijlocul feței. Am îndreptat arma spre ea și nici măcar nu a tresărit. M-a apăsat pe trăgaci și... BUM! După câteva secunde, o casieriță cu o față cu aspect normal a ieșit de sub deșghia, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Din nou, m-am îndreptat pe biroul meu. Nu s-a întâmplat nimic, timp de ceea ce aș estima că a fost o oră și jumătate. Dintr-o dată, un bărbat intră în magazin cu o umbră întunecată proiectată pe față de haina pe care o purta. Pe măsură ce se apropia de mine, mi-am dat seama că doar pielea îi acoperea fața, fără ochi, fără gură și fără nas. A început să-mi spună că vrea să vorbească cu Jimmy. Sunetul nu părea să vină de la el, ci mai degrabă din jurul meu. I-am spus să plece și în cele din urmă a plecat. Din nou, la fel ca și camul dinaintea furtunii, lucrurile s-au mai liniștit. După ce trecuseră, trei sferturi de oră, am auzit bătăi la ușile din sticlă. Cu siguranță, era un om la ușă care rostea cuvintele deschide-o cum în carte nu era nimic menționat despre ce ar trebui să fac în această situație. L-am ignorat până a dispărut. Era ora 4 dimineața în acel moment, iar tura mea se încheia la ora 6. Am decis să fac o tură prin spatele magazinului. Mi-am numărat cutiile, 32. Am ieșit pe de acolo. Mi-a spus ca despre asta și am ieșit amândoi și am încoiat ușa. Am așteptat ceea ce mi s-a părut cea mai lungă oră din lume, ea nu părea deloc deranjată de toate astea. Cred că nu era străină de aceste lucruri. Când ne-am întors înăuntru, cineva se îndrepta spre partea din fața magazinului cu un coș plin de produse. Chiar dacă nu au intrat niciodată, l-am împușcat și s-a transformat în praf. Nu s-a întâmplat nimic, dar când a sosit pasnicul de zi, eu deja m îndreptam spre dormitor, mergând cu viteză. Chiar dacă am scăpat destul de nevătămat în acea noapte, nu vi mai risca din nou. Mai bine în datorii decât în mormânt. P.S. În timp ce scriu aceste rânduri, am tot trimit oferte de a lucra drept casier de noapte. Mi-au spus că ultima angajată își dăduse demisia de cu o zi înainte și că trebuia să apară alta în noaptea în care lucram acolo. Doar că nu a fost așa.